ar fi ca iarna să ne fie cald? Cum ar fi ca acum să ne dezbrăcăm de hainele groase și să dansăm pe ritmuri fierbinți de samba? Asta ne propun cei de la Barbarossa. Nu sunt mulți în această seară pentru că s-au dus acasă repede să-și pregătească și ei cizmulițele pentru Moș Nicolae. Dar asta nu înseamnă că n-au stat de vorbă cu noi. Vedem împreună despre ce este vorba în minutele următoare. V-a plăcut, nu-i așa? În seara asta, la Culart, avem altceva. Deocamdată sunt doar trei, dar o să ne povestească ei despre ce este vorba. Sunt băieții, dar și domnișoarele și doamne de la Barbarossa. Eu sunt Ștefan Apostol și vă spun bună seara. Bună seara! Bună seara. Ce faceți, dragilor? Foarte bine, ne pregătim pentru următorul concert. Cine sunteți, ce faceți și de unde veniți? Noi suntem trupa Barbarossa, bine, o parte din trupa Barbarossa. Așa. Facem muzică, facem parte dintr-un proiect muzical și venim din de peste tot, de fapt. Venim din tot felul de zone. Sunt și din țară. Și din țară, da. Super. Tu ești din București? Nu. De unde ești? Din Bacău. Foarte tare. El e Gabi. Mergem mai departe acum. Ei, Simona. 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 Ia zi. Eu nu sunt din București. Nu ești din București. Nu, sunt din Alexandria. Așa. Ce facem noi este un show de percuție, teatru, jonglăm foarte mult cu asta două și cu mișcare, cu dans și încercăm să ducem tradiția asta braziliană și chiar am lucrat și pe partea tradițională românească cu percuția braziliană. Foarte frumos. Violeta. Salut, salut. Te ascult. Ia zi, cine ești, de unde vii și eu faci? Sunt din Brașov. Deci, Bacău, Alexandria, Brașov. Și avem și alte orașe. Și cum ai ajuns în proiectul ăsta? Am ajuns acum 5 ani. Am dat pur și simplu peste formație pe internet și am ajuns să cânt cu ei. Hai să vă întreb așa, acum te întreb și pe tine ce am întrebat-o pe ea. Tu cum ai ajuns în proiectul ăsta? Cum ai auzit de ei? Cum a fost prima ta întâlnire cu Barbarossa? Prima mea întâlnire a fost total întâmplătoare. Aveam un proiect de colinde, eram împreună cu Violeta. Violeta era deja în trupa Barbarossa și am avut nevoie de să ne înregistrăm un demo. Credeam că suntem foarte buni, așa, să ne înregistrăm și nu am reușit să găsim pe cineva. Și tot întrebând, băi, unde găsim, Violeta a vorbit cu liderul formației, Felix, și a zis, băi, știu eu, niște oameni care vor să se înregistreze, dacă știi ceva. Și Felix ne-a invitat la el. Scuze-mă un pic, trebuie să-l salutăm și pe Felix. Felix n-a putut să fie cu noi în această seară, din motive personale. Îl salutăm și promitem că o să fim cu minți în seara asta. Salut, Felix! Felix! Te ascult. Scuze, n-am vrut să te întrerup, dar te ascult. Așa. Bine, e poveste mai lungă. Ideea e că lui Felix i-a plăcut de noi cei care cântam în proiectul de colinde și ne-a propus dacă vrem să cântăm cu Barbarossa de Revelion. Era și așa am zis, întâmplat. Da, am zis de ce nu și am venit la repetiție. Eu eram pentru voce. Nu prea sunt foarte bun vocalist, adică așa. Eu am stat foarte mult în telefon Gabi Cor, dar după momentul ăla n-am mai cântat prea mult la voce. De ce? De ce n-ai mai cântat cu voce? Și te-ai rezumat la... Nu, mai cânt cu voce, dar nu e punctul meu foarte. Am înțeles. Și Felix are darul ăsta de a găsi ce e bun în tine și ce e talent. Da, adică, în fine, chiar și la ultimul concert am cântat un pic la voce. Frumos. Simona, tu cum ai ajuns în Barbarossa? Și vreau să te întreb pe tine, că nu mai întreb pe el, că văd că e un pic emotiv, dar e foarte bine lucrul ăsta, e foarte bine să ai emoții. Care este cel mai tânăr membru din trupa voastră? Cel mai tânăr membru, avem o colegă, 16 ani. Și Mario. Și Mario. Deci o fată și un băiat care au 16 ani. Întorcându-ne la tine, Simona, tu cum ai ajuns în această trupă? Eu am aflat de trupă de pe internet și mi s-a părut atât de incredibil și diferit față de tot ce am văzut până acum, încât a zis că trebuie neapărat să intru în contact cu ei.
Și am reușit să vorbesc cu ei, am fost la o audiție și de atunci a început drumul. Tu mai cochetai cu percuția și înainte? Nu, nu, nu. Dar ce ai făcut înainte de percuție? Dans. Dans? Dans, da. Frumos. Și cum s-a îmbinat dansul? Perfect. Perfect? Perfect, da. Asta e foarte Pentru bine. Că noi combinăm foarte mult coreografie, dans și percuție. O să vorbim imediat și despre asta. Mm-hmm. Violeta, am înțeles că tu erai deja cu Gabi și așa, sau erai de fapt înainte să fii cu Gabi în acel proiect de colinde? Exact. Noi, eu cu Gabi ne cunoscusem, cred, în același an. Și, na, așa s-a întâmplat. Tu ce făceai înainte de percuție? Masterul. Vreau să în București să fac masterul. Master la ce? Asistentă socială. Și cochetam cu chitara. Asta am Asta ți-a plăcut? Da. Și în continuare asta mai și am când. Am înțeles. Pe lângă percuție și voce și cam asta a fost drumul. Care a fost, vorbesc de voi trei acum, pentru că voi sunteți alături de noi în seara asta, care a fost primul moment în care voi ați ieșit cu trupa Barbarossa sub această umbrelă și care a fost senzația în momentul în care ați urcat pe o scenă pentru prima dată în această formulă cu ceilalți colegi, cu Felix și cu toată trupa? Care a fost senzația pe care ați avut-o atunci când ați cântat prima dată pe o scenă voi cu Supa? Am fost toți trei la atunci, prima cântare? Cred că da, cred că da. La De Revelion. Deci, prima cântare a noastră. Piața Constituției. Așa, a fost din deci din nowhere, adică n-am mai fost așa pe scene. Bine, poate unii mai cântat pe un clubage în așa mici. Așa, dar pe scene serioase, bă, cred că niciunul dintre noi n-a fost. Și în câteva săptămâni am cântat în Piața Constituției la Revelion, despre care vorbeam, acel Revelion, cu super multe vedete în sala respectivă. Noi am intrat de două ori, odată chiar la deschidere, pe la 8, așa. Așa era destul de multă lume, era o mare de oameni până la urmă. Da, erau minim 5.000, adică să urci să-ți faci un show cu în fața a 5.000 de oameni. Pentru prima senzație, dată, cum să spun, de, efectiv te simți că cum pleacă, ești acum, da, de exemplu. Pleacă pământul. Mult mai, nu, acum sunt foarte bine. Lumea, așa. Și am mai intrat o dată la 12 noaptea cu Big Stars, Moga, nu știu cine erau, Big Stars, așa. Și ne-am făcut doar un momentul ăla de percuție, countdown. Countdown, da. Așa. Și când am urcat atunci pe scenă, erau oameni până, deci 60.000 de oameni ca sigur au fost. Deci am era înțeles. Incredibil, tot era plin până la Univii. Simona, care a fost senzația ta în momentul în care ai văzut în prima fază 5.000 de oameni pentru prima dată, de pe scenă, și a doua oră când ai văzut, cum spunea Gabi, 60 de și mai mult, da. Într-adevăr, schimbul ăsta de energie între public și noi, artiștii, este un motiv pentru care noi facem, eu personal fac acest lucru. E un val de emoție, dar o emoție pozitivă. Constructivă. Constructivă și o bucurie imensă. Și mi-am dat seama că chiar îmi doresc să fac asta în continuare. Tu mai urcase Violeta pe scenă înainte de momentul ăsta? Adică ai mai avut un astfel de impact? Nu așa de mare. Nu. Și cum a fost pentru tine momentul ăla? A fost, wow, să văd atâția oameni și să cânt cu așa oameni fain. A fost o bucurie, cum ai zis și tu. Foarte frumos. Acum, întorcându-ne la Barbarossa, așa cum spuneam ceva mai devreme, la începutul nou intervenției, voi sunteți mult mai mulți. Și din câte mi-ai povestit înainte de a începe interviul nostru, sunteți adulți mai mari, ca să spunem așa, și aveți și pepiniera cu copiii mici. Da. Cam cât sunteți voi cei mari, cam cât sunt cei mici? Ca număr, cred că suntem aproximativ 20 de oameni și 5 copii. Da. Noi predăm percuție aici la școală și avem Barbarossa Junior. Și câteodată când avem concerte, îi luați și pe ei cu voi. Da, cântăm împreună. Și la junior sunt doar 5 acum? Aproximativ 5, da. Și mai avem și o trupă Barbarossa în Mureș, da, și știu, mai avem știu. Și în Brașov. Da, da, da. E foarte bine că ați precizat. De ce vreau să-i rog pe ei să vă spună de Barbarossa Junior? Pentru că acum vreun an sau doi,
ceva de genul ăsta. Barbarossa Junior a urcat aici pe scenă unde ne aflăm noi, la școala Ferdinand I, și au o scenă superbă și o sală de spectacol superbă. Și au avut un spectacol de zile mari, un spectacol care chiar a ridicat lumea de pe scaune. Nimeni nu s-a așteptat să aibă acel impact. Și de asta am vrut să-mi spui chestia asta, pentru că în felul ăsta poate cine știe, poate cei care se uită și aduc copiii către voi să facă și altceva. Apropo de ce vorbeam mai devreme, să nu mai stea pe stres, să facă și ceva util pentru ei și să-și descopere niște calități. Siguranță. Vorbeai de asistență socială. Vreau să întreb ceva. Crezi că un astfel de proiect pentru un anumit gen de copii, și știi la ce mă refer, ce înseamnă de fapt un astfel de univers pentru ei? Este foarte bine că ai zis, pentru că pentru asta mi-am făcut și dizertația, fix pe Barbarossa Junior. Și din ce am observat, copiii chiar au nevoie de o zonă din asta în care să iasă de tot felul de, din influența asta exterioară pe care o au, tot felul de medii din care provin, și aici găsesc altceva. E foarte important acest aspect. Bine, acum suntem un pic serioși, dar asta nu înseamnă că ne ține și mult. E foarte important pentru că sunt tot felul de medii. Vin copiii din tot felul de medii și nu știm foarte bine de ce vorbim, mai ales aici, unde, în zona în care ne aflăm. Pentru copiii ăștia contează foarte tare să se găsească un loc în care să vină, să învețe niște lucruri, așa cum și voi ați învățat la rândul vostru, și să își descopere niște lucruri frumoase pe care pot să le facă altfel decât ar face statul pe telefon sau jucatul pe stradă sau alergatul de nebun, să spunem așa, prin alte locuri. Și este foarte frumos. Pe de altă parte, și aici am să vă rog pe voi să-mi spuneți dacă am dreptate sau nu, este foarte multă muncă. Este am dreptate? Nu, avem orice muncă. Voi cam și pasiune, vrei să și, muncă, și, pasiune și... și muncă. Cam câte ore pe zi repetați? În principiu, noi avem două repetiții pe săptămână de aproximativ 4 ore, în care facem foarte, foarte mult sport. Ne pregătim foarte mult, fizic, ne încălzim, da. Pentru că avem aceste tobe. Câte kilograme are o tobă de genul ăsta? Între 3 și 4 jumătate. Cea mai grea are 4 jumătate. 5 kg. A ta are mult mai mult. 5 kg. Asta nu se pune, e una. Da. Da, pe asta o duci tu. Da, da, da. Da. În astea 4 ore, în afară de sport, ce faceți? În afară de pregătirea fizică, de rezistență, ca să rezistați câteva ore, că voi de obicei, din câte mi-a spus voi, stați cam 2-3 ore pe scenă în picioare. Da, da, da. Am bun. Și mai mult. Am, și mai am mult. Avut cântări în care nu mai, n-am mai știut cât am cântat. Cât a stat pe scenă. Da. Ce faceți în astea 4 ore? Ne încălzim ca precizie, în sensul, practic noi lucrăm la precizia ritmului. Sincronizare. Lucrăm cu tempo, ne antrenăm aproximativ o oră, pur și simplu batem după metronom. Iar după antrenamentul acesta, repetăm piesele noastre. Lucrăm la ele, facem coreografii noi, venim cu alte idei, și dezvoltăm. Cine face coreografiile? Colegii noștri alături de Felix, cu toții. Toți lucrați. Trupa noastră este o trupă organică. Deci noi nu suntem 20, suntem 20 activi. Noi suntem o trupă care... am fost 36, am fost... La un moment dat am înțeles că ați fost și 50. Nu, 50 este 36, nu știu dacă n-am fost... 36 am fost, știu că am fost cei mai mulți. Poate la Cluj. Și ideea că chiar suntem o trupă organică. Deci e greu să spui că avem X oameni. Da. Că oamenii vin... Oamenii vin, e o afluență de oameni care vin și care pleacă. Așa. Ce se întâmplă și plus că dacă ne unim în secunda asta, dacă am avea o cântare foarte mare și ne-am unit cu Brașov și cu Târgu Mureș, am fi acum aproape de 40, poate 50 în momentul de față. În Brașov avem niște colegi care sunt în număr mare și îi salutăm pe calea asta. Da, îi salutăm pe calea asta. Care sunt chiar la început și mai au puțin de lucru ca, de lucrat ca să să fie la nivelul vostru, să zicem. La nivel de cântare, nu da, la da, nivelul da. Nostru, că nu trebuie super nivel. Adică ceea ce, singura cerință la Barbarossa este să fii un om bun și să vrei.
Și să fii dedicat pentru muncă. Așa este. Bine, mă uitam mai devreme când v-am văzut cântând. Există 3 foi lipite pe perete cu câteva texte foarte interesante. Unul dintre ele mi-a atras foarte mult atenția. Chiar mi-a plăcut că ți-am și spus la un moment dat ție. Faza asta cu spațiu sacru mi se pare interesant. De ce ați ales genul ăsta de expresii și să vă, în ghilimele de rigoare, bineînțeles, să impuneți un astfel de regulament? Este un fel, nu neapărat regulament. Am zis în ghilimele, da. Așa e la noi, așa îi spunem, mm-hmm. că așa e la noi. Încercăm să fim, să ne concentrăm aici doar pe ceea ce suntem. Barbarossa, mm-hmm. o familie, vrem să ne concentrăm pe ceea ce ne place. Pe și ce aveți de făcut, da. În general. Așa, și să lăsăm tot ce avem... tot ce avem rău deoparte. Nu rău. Nu, în sensul toate că... problemele noastre, exact, tot ce ai, la ușă ce ai făcut până acum, până la așa, până la repetiție, să le lași acolo la ușă și uh-huh. aici, efectiv, să te dedici muzicii și colegilor. Cam asta e. Care sunt, în afară de momentul revelionului în care ați fost în fața 60.000 de oameni, care a fost din punctul vostru de vedere, și nu vreau să fim subiectivi, dar încercăm să fim puțin obiectivi, din punctul fiecăruia de vedere, care a fost cel mai drag proiect în care ați cântat, nu Barbarossa, ca spectacol, ca eveniment, care a fost cel mai drag din punctul vostru de vedere, care a fost cel mai apropiat și l-a simțit altfel decât l-a simțit pe altele, să zicem? Fiecare cântare aduce ceva nou, se întâmplă ceva nou, uh-huh. e o energie diferită. Depinde și de spațiu și de public? Și... Nu neapărat. Important este conexiunea cu publicul, care uh-huh. ne surprinde de fiecare dată. Înțeles. Un sentiment extraordinar. 60.000 a fost cel mai mare număr în fața căruia ați cântat? Cred că da. Sigur, cu siguranță. Da. La un moment dat există o poveste la Cluj. Ce ați făcut? Ce s-a întâmplat la Cluj? Acolo știu că ați fost ceva mai mulți. Da, da, da. Nu? De cele mai multe ori suntem mulți. Uh-huh. Adică proiecte cu puțini oameni sunt puține. Uh-huh. Cele mai des proiecte cu puțini oameni sunt în timpul toamnă-iarnă. Am înțeles, iarna. Am înțeles. Este o trupă de vară, o trupă uh-huh. care cântă în tricouri. Și să ieșiți și afară și cu căldură. Da, e căldură. Brazilia uh-huh. înseamnă da, samba. Da, exact. Samba înseamnă căldură, înseamnă soare. Da. Așa și, este. Și nu numai căldură de afară, și interior. Căldură interioară. Și mergem... așa e. E super uh-huh. pe pozitiv. La Cluj ce ați făcut? La Cluj am fost de mai multe ori. La Cluj... am avut, pentru mine, cea mai intensă experiență a fost la Untold. Uh-huh. Când chiar vreau să vorbim despre Untold, că știu că ați fost acolo și... Da. Când am cântat prin parc, printre uh-huh. oameni, așa, și efectiv aveam publicul lângă noi, deci efectiv ne-am plimbat pe alea da, foarte da, lungă alea din parc. Și oamenii erau lângă noi și erau gen... E greu să estimez, dar erau câteva sute de oameni care efectiv făceau ce voia Felix. Adică mm-hmm. au intrat în jocul vostru. Ca să fac o mică paranteză, noi suntem o trupă care suntem cu dirijor. Deci mm-hmm. avem niște momente, de asta niciodată nu avem două concerte la fel, pentru că în funcție de public, de ceea ce se context, întâmplă, da, da, da. Așa, de poate are cineva inspirație, se schimbă tot, toată partitura. Nu avem un ceva concert fix. Da. Da. Bă, important e că Untold-ul a fost o experiență foarte frumoasă pentru voi. Acolo am cântat cred că vreo 2 ore fără pauză uh-huh. și efectiv la un moment dat nu mai simțeam picioarele. Așa, dar publicul cânta cu noi și nu putea să oprească. Adică a dat finalul de 5 ori. Am înțeles. Erau sute de oameni care urlau acum pe final, din păcate, timpul nostru se scurge, 25 de minute puțin, dar sperăm că vreau să reedităm episodul. Am să vă rog acum pe final să faceți abstracție de mine. Eu am să mă retrag la un moment dat și să vă las pe voi singuri. Am să vă rog să vă uitați către cameră și fiecare în parte să transmiteți un mesaj celor care se uită la noi și să răspundeți de ce trebuie să facă ce faceți voi. Sau de ce trebuie să vină să vă vadă pe voi?
și să pătrundă în universul ăsta al vostru pe care foarte puțină lume poate îl cunoaște și foarte multă lume, vorbind de Antol și de alte evenimente, v-a făcut pe voi să faceți spectacolele altfel de fiecare dată. Așa că am să vă las pe fiecare în parte să transmiteți un mesaj și eu am să vă mulțumesc foarte mult pentru aceste câteva minute de stat împreună și am să-mi cer scuze că v-am întrebat și din repetiții. Ok? Noi mulțumim. Mulțumim. Suntem ca o familie și reușim să transmitem valul ăsta de emoții și de energie și practic noi facem lucrul ăsta pentru că îl primim de la voi și e o bucurie imensă pentru noi. Vrem să vă mulțumim tare mult și ne bucurăm că vă putem transmite acest mesaj. Pentru mine, Barbarossa, atunci când cântă, inima dansează. Așa simt de fiecare dată când cântăm și alături de voi, cu ce ne transmiteți, e minunat. E o experiență foarte faină pentru toată lumea. Și vă așteptăm să veniți în trupă. Barbarossa, ne găsiți pe Facebook, Barbarossa Samba Group, GROUP și Barbarossa cu 2 de S. Ne găsiți pe YouTube și o să vedeți cam ceea ce facem, adică o mică parte. Doar că vreau să vă spun că ce vedeți pe YouTube o să fie, este doar 30% din ceea ce poți să simți la un concert cu Barbarossa. Dacă îți place foarte mult și vrei să faci parte din acest proiect, poți să ne scrii, noi primim pe oricine cu mare drag și vă așteptăm la concerte și să ne dați un semn și un big like pe Facebook. Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Culart. Cadourile noastre sper că v-au fost pe plac și promitem că de Moș Crăciun o să încercăm să vă aducem și alte cadouri mai frumoase. Până atunci, să fiți cu minți, să fiți frumoși și să auzim numai de bine. O seară bună!